Să vedem pentru nativii vărsători care este propunerea zilelor următoare. Nici vărsătorii nu se plictisesc, cel puțin până în 2024, au destul de mult, să spunem așa, de tras. Mai mult decât atât, pentru vărsătorii, acest Marte anaretic afectează zona specializărilor, adică trebuie să înțeleagă că trebuie să vină și cu ceva în plus, oricât de buni specialiști ar fi într-un domeniu, trebuie să vină și mai buni specialiști. S-ar putea să fie solicitați ca specialiști și chiar să nu mai facă față, să nu mai reușească să se pună în slujba tuturor celor care îi solicită, sau invers, s-ar putea să aibă nevoie de specialiști și să fie dezamăgiți că acea persoană nu este neapărat atât de bună precum credeau. În altă ordine de idei, factorul de noroc cu micul și marele benefic însăgetător pentru nativii vărsători vine pe casa, chiar pe casa prietenilor, deci vor avea un soi de protecție și de ajutor care vine din partea prietenilor sau a persoanelor influente, deci chiar este o săptămână bună pentru a socializa, mai ales pentru acei vărsători care au profesii legate de zona aceasta de socializare. Îi sfătuim să facă pentru a-și activa norocul foarte multe acte de caritate și să ajute ori de câte ori au ocazia, pentru că Universul îi va răsplăti și ei pot cere această justiție divină, pentru că sunt destul de săritori în general, dar săptămâna următoare în mod special. S-ar putea să fie un mic moment decizional, un pic greoi, în plan profesional cu acest soare și mercur pe casa a 10-a, deci să fie nevoie să iau o decizie, nu sunt chiar hotărâți dacă să o ia sau să nu o ia, cineva spune ceva, cineva spune altceva și așa mai departe, dar în orice caz vărsătorii sunt destul de bine văzuți în plan social. Trebuie să înțeleagă că ar putea să investească foarte confortabil banii pe lucruri care cu adevărat să fie și mai valoroase peste câțiva ani. Deci dacă nativii vărsători știu că au un anumit buget pe care pot să-l investească, îi sfătuim să nu îl țină și chiar să-l investească, pentru că e o perioadă foarte bună din punct de vedere investițional. Chiar ar putea să facă investiții foarte, foarte interesante, chiar în ceea ce privește zona domestică, adică casele. Da, Venus îi va ajuta pe vărsători în ceea ce privește domeniul acesta relațional al prietenilor să discearnă mult mai mult cu cine vor să meargă mai departe în perioada următoare. S-ar putea termina practic prietenii de mai lungă durată din cauza unor tensiuni sau conflicte aparent superficiale. Cu alte cuvinte, vărsătorii ar trebui să învețe că în momentul în care au o nelămurire sau o neînțelegere cu un prieten sau cu o prietenă de lungă durată, nu ar trebui să lase, exact așa cum spune proverbul, să nu lași noaptea să treacă peste supărare și să încerce să rezolve orice neînțelegere ar avea atunci când se întâmplă, pentru că există tendința la ei de a acumula anumite frustrări, anumite nemulțumiri în relațiile cu prietenii, de natură să-i facă să acționeze practic puțin impulsiv în perioada imediat următoare și să ia niște concluzii pripite. Deci, în egală măsură, prietenii ajută și se pot înțelege mult mai bine cu ei și poate să existe o armonie și chiar planuri concrete, dar în aceeași măsură există o tendință de impulsivitate la vărsători, de natură să-i facă să termine într-o fracțiune de secundă prietenii cu adevărat valoroase. Deci semnul de atenționare aici, mai multă toleranță și atunci când apare, un conflict sau o neînțelegere, lucrurile se pot rezolva foarte ușor pe loc. Așa este, mergem mai departe să vedem pentru nativii pești.